Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Moldova în direct. După o mică vacanță, iată că vă aducem din nou în casele dumneavoastră cele mai actuale subiecte din politica și din domeniul politic și social al țării. Astăzi vom discuta despre acțiunile guvernului de la început de an și despre planurile de viitor, deci pentru anul curent. Invitatul ediției din această seară este prim-ministrul țării, Ion Chicu. Bună seara, domnule prim-ministru, bine ați revenit în studioul Moldova în direct. Bună seara, bine v-am găsit. Doamnelor, domnilor, trebuie să vă reamintesc că emisiunea noastră o puteți urmări și online pe site-ul nostru oficial trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook Moldova în direct. Domnule premier, putem spune cu mâna pe inimă și sigur că acest an a început în forță, dacă e să revedem cumva acțiunile care au început chiar la sfârșitul anului 2019, vorbesc despre proiectele sociale care vor continua și în anul curent, deci indexarea pensiilor, indemnizațiile, alocațiile pentru anumite categorii de persoane. Dar vreau să vă întreb, în condițiile în care avem totuși un buget auster și negocierile sunt încă în curs cu Fondul Monetar Internațional, este vreo certitudine că acestea vor avea finalitate? Da, am început în forță, cum spuneți, dar cred că în limitele normalului, ca și orice guvern responsabil, încercăm să implementăm acel plan de acțiuni pe care l-am aprobat în decembrie și programul de guvernare pentru care am primit acceptul Parlamentului. Sunt mai multe inițiative, într-adevăr, sociale, avem planuri mari în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. După cum am menționat, toate aceste mijloace financiare sunt prevăzute în legea bugetului. Muncim acum ca să atragem bani suplimentar. Este importantă relația cu Fondul Monetar Internațional. Chiar mâine vine misiunea fondului. Voi avea o întrevedere cu ei. Buget auster, bineînțeles. Ultimii 30 de ani am avut buget auster. Nu cred că există foarte multe țări care nu au bugete austere, și marea majoritatea țărilor sunt în situația noastră. Este important nu câți bani ai, este important cum gestionezi lucrurile, cum prioritizezi, cum știi să orientezi mijloacele disponibile pentru cele mai importante necesități, dar bineînțeles și ce faci ca să sporești veniturile la buget, ori pentru anul 2020 ne-am propus iarăși obiective majore, să majorăm semnificativ aceste venituri. După cum spuneam, cu Fondul Monetar Internațional vom discuta nu atât posibilă asistență financiară, cât politici economice, politici financiar bugetare, care ar aduce suplimentar venituri de la buget, care le generează economia, cetățenii. Deci noi nu ne axăm atât pe suport, pe credite, cât pe creșterea capacității țării noastre de a-și finanța sinestătător necesitățile. Eu am remarcat-o și cu alte ocazii că Republica Moldova, poporul nostru, nu chiar tot timpul a fost cu mâna întinsă. Noi suntem popor destoinic, stăm aici minimum 2000 de ani pe această palmă de pământ dorită de mulți, am avut capacitatea să păstrăm identitatea noastră, țara noastră, statul nostru. Credeți-mă că noi suntem autosuficienți, destul de vrednici, ne ajunge minte cum să schimbăm lucrurile și să facem așa ca economia să genereze venituri necesare pentru a ne satisface necesitățile prioritare ale țării. Este important dialogul cu partenerii externi. Vrem să avem suportul lor, dar toate aceste politici, toate aceste condiționalități trebuie să se plieze perfect pe programele noastre de dezvoltare, pe prioritățile statului și neamului nostru și astfel încât tot ce întreprindem noi la nivel de politici să asigure ceea ce vorbesc eu, posibilitatea țării și a economiei de a-și finanța necesitățile. Dar ați vorbit despre un plan de acțiune, ați vorbit și despre acele proiecte, despre infrastructură, despre aprovizionarea cu apă, iluminatul stradal în sate, dar vreau să vă întreb dacă care va fi prioritare dintre aceste proiecte. Care este prioritar? Da, toate aceste
4 inițiative enunțate de președintele țării în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii drumurilor, iluminatul stradal în localități, aprovizionarea cu apă și gestiunea deșeurilor solide, altfel spus gunoiului, sunt toate planificate pentru a fi implementate începând cu anul acesta. O bună parte din aceste proiecte sunt deja prevăzute în bugetul de stat. O altă parte o să identificăm mijloacele financiare respective. Chiar mâine avem întrunirea cu toți primarii din țară, în care eu și colegii mei o să încercăm să le explicăm cum implementăm aceste proiecte în fiecare localitate, în fiecare regiune a țării. Este clar că i-am invitat în primul rând pentru că avem nevoie de suport autorităților publice locale în ceea ce privește implementarea în teritoriu. Ei trebuie să ne spună care stradă trebuie reparată, ei trebuie să ne spună care stradă în primul rând trebuie iluminată, ei trebuie să ne spună în primul rând ce facem cu apeductele care deja le-am lansat, cum le conectăm, ce facem cu gunoiștele care din păcate avem neautorizate peste 1000 în țară și țara din păcate deja e, mai iertați, este plină de gunoi și noi trebuie să facem ceva cu aceasta. Deci aceste proiecte au acoperire financiară pentru acest an, pentru anii următori vom identifica sursele necesare. Este important să procedem la lucru, să lăsăm într-o parte orice politică. Mâine vor participa toți primarii, indiferent de la ce partid au fost aleși. Pentru că atunci când ești primar, atunci când ești guvern, lași tot ce ține de politică și faci lucru pe care îl așteaptă cetățenii care te-au ales. Dar sunt niște proiecte complexe totuși și până la urmă asistența financiară din partea Fondului Monetar Internațional ar fi ca o gură de aer până la urmă pentru implementarea acestora cât mai repede posibil sau cât mai ușor și mai ales să le simtă și cetățenii. Dar voiam să vă întreb dacă aveți un mesaj către autorități, deci pentru că mâine spuneați că va veni o misiune a Fondului Monetar Internațional. Aveți un mesaj către ei? Care este acesta și ce condiții nu le veți accepta? În relațiile cu partenerii și mai ales cu Fondul Monetar Internațional, noi nu utilizăm mesaje, noi utilizăm negocieri, schimb de date, pentru că este vorba de aspecte financiare, economice, aici mai puțin cu declarațiile și mesajele politice. Noi am discutat deja în octombrie, în noiembrie, când a fost misiunea. Este clară poziția noastră, este clară poziția fondului. Vreau să vă spun că atestăm o flexibilitate din partea Fondului Monetar Internațional. Eu rămân optimist că programul care va fi finalizat la 20 martie acest an o să reușim să-l implementăm cu succes. Iarăși, în mare parte depinde cu ce condiții suplimentare vine Fondul Monetar Internațional. Am remarcat la emisiunea precedentă, probabil când a fost la dumneavoastră, că sunt câteva momente de risc, câteva condiții pe care noi nu le vom accepta. Fondul Monetar cunoaște acest lucru și eu sper că o să găsim numitor comun pe alte subiecte. Acestea, zicem, care sunt momentele critice, o să discutăm suplimentar cum le, zicem, ocolim sau cum soluționăm. Dar aveți vreo variantă de rezervă în cazul în care, deci, Fondul Monetar Internațional totuși își va menține poziția? Remarc, sunt toate posibilitățile ca să finalizăm acest program. Chiar avem posibilități să încheiem un nou program cu Fondul Monetar Internațional începând din aprilie. Tacticile, strategiile de negociere ale Guvernului cu Fondul Monetar Internațional, bineînțeles, nu este sens de divulgat. Vă spun, sunt negocieri între parteneri. Nu este situația când cineva vine și impune, cum a mai fost chiar și în vară. Noi nu suntem guvernul care acceptăm orice. De aceea o să discutăm, o să găsim un numitor comun. Dar condiții de genul majorați tarifele interne la gaz, da? Sau renunțați la investiții în infrastructură, pentru că nu ne place, de exemplu, abordările voastre, cum redistribuiți banii. Da? Deci acestea noi nu o să le acceptăm. Mesajul nostru, nu vreau să zic că e mesajul, dar poziția noastră este clară. Colegii de la Fondul Monetar Internațional manifestă înțelegere, deci eu cred că o să mișcă. Dar vreau să ne ziceți, deci spuneam că în cazul în care nu se va face totuși o înțelegere, nu se va ajunge la un consens cu Fondul Monetar, care sunt alte soluții? Ce soluții are guvernul? Vreau să remarc că existența unui program cu FMI sau însăși acordul nostru cu FMI nu presupune surse financiare
semnificative. Deci femeii nu dă bani așa semnificativ și chiar dacă dă, le dă la Banca Națională, pe care în linii mari nu le poți folosi, din câte înțelegeți. Noi nu mizăm foarte mult pe banii femeii sau altor parteneri în materie de menținerea sustenabilității. Deci noi, când am aprobat bugetul pentru 2020, tot timpul reișim din scenariul realist. Nu zic nici pesimist, nici optimist. Deci în cazul când nu încheiem sau trebuie să luăm pauză cu Fondul Monetar Internațional, noi avem toate măsurile, tot arsenalul de instrumente ca să menținem sustenabilitatea. Nu ne încurcă bani suplimentari din credite, bineînțeles, dar nici condiții care ar încurca dezvoltarea economică a țării, cum a mai fost în trecut, din păcate, noi nu o să acceptăm. Deci asta nu înseamnă că se vor stopa proiectele. Nu înseamnă deloc, pentru că sursele de finanțare nu depind de existența sau inexistența programului cu femei. Iarăși, dacă ne referim la acel șantier în care se va transforma Republica Moldova în acest an, chiar ieri, după ședința pe care ați avut o săptămânală tradițională cu președintele Republicii Moldova și președintele Parlamentului, am înțeles că deja în luna martie vom afla care vor fi companiile, ce se vor ocupa de anumite de reparații anumitor porțiuni de drum din țară, despre ce porțiuni este mai exact vorba. Imediat după anul nou, Ministerul Economiei a lansat concursurile internaționale pentru a contracta acele sectoare de drum despre care vorbeam anul trecut. Este vorba de cele mai importante sectoare de drumuri naționale, de exemplu Bălți-Criva, în centru avem multe la Sun. Da? Deci este procedura de achiziții publice lansată conform procedurilor internaționale, regulilor internaționale. Ea durează, o să avem în jur de 60 de zile perioada când așteptăm ofertele potențialelor companii, contractanți, se examinează conform procedurii și sper într-adevăr către sfârșit de martie să avem desemnați câștigătorii pentru aceste contracte. Începutul lucrărilor, dacă mergem exact conform graficului pe care l-am făcut și dacă nu apar probleme în ceea ce privește desemnarea câștigătorilor, că acolo pot fi contestații, de exemplu, au participat mai mulți, de exemplu, au obiecții cum a fost desemnat câștigător. Asta e o practică nu doar la noi, e frecventă. Deci eu cred că cel târziu în mai încep lucrările pe teren. Sunt companii care au deja experiență de lucru în Republica Moldova, sunt șantiere, sunt deja sectoare la care se lucrează. Eu cred că acest proces de contractare, de achiziții publice, va fi finalizat așa cum este planificat în 80-90 de zile, astfel încât într-adevăr, țara, sub aspect de reconstrucție a drumurilor, se arate ca un șantier. Dar condițiile contractuale vor fi cumva mai stricte, mai rigide, astfel încât să nu ne pomenim în situația în care a mai fost. Deci, companiile, ani de zile, o tot întindeau pe niște porțiuni de drum foarte mici până la urmă și tot finalitatea încă nu este nici până în ziua de astăzi, în unele cazuri. Deci, ce va fi de această dată, dacă o începem cu începutul? Să începem cu începutul. Noi, ca și alții, probabil că am extras lecțiile necesare din erorile din trecut. Am analizat unde au fost problemele. Sper că data aceasta noi nu o să avem aceste probleme, cu atât mai mult că este vorba de finanțarea acestor proiecte din bugetul de stat, adică și regulile altele. Celelalte despre care vorbiți dumneavoastră erau din fondurile instituțiilor financiare internaționale cu alte proceduri de achiziții. Acolo s-au înglodat lucrurile din mai multe motive. Unele țin și de competența organelor de forță care trebuie să investigheze de ce s-a întâmplat, dar aceasta rămâne în trecut. Eu sper, nu rămâne în trecut, adică trebuie să fie investigate. Dar, trebuie să vedem rezultatul. Da, acum mergem pe procedurile de achiziții. Sper companiile cele mai zicem, renumite în domeniul respectiv, vor câștiga și vor implementa așa cum ne cerem. Important de menționat că noi am pus în primul rând ca prioritate calitatea, deci vor fi în acest proces companii europene care vor evalua calitatea. Deci fără semnătura unei companii terțe specializate în aprecierea calității, noi nu achităm companiilor care construiesc. Asta este o procedură internațională recunoscută și noi o să mergem așa. Noi vrem aceste investiții să fie de durată, să servească poporul Republicii Moldova mulți ani înainte, deci avem o abordare
Și dacă trecem de toate procedurile astea tehnice, cum vorbeați, ar putea să existe contestații, diferite situații de acest fel, când ar putea începe până la urmă șantierul? Vă spuneam, către sfârșitul lunii martie, în mod normal, trebuie să ajungem cu desemnarea câștigătorilor. Aici intră și termenul pentru contestații. Deci desemnarea câștigătorilor, încheierea contractului, companiile, bineînțeles, în funcție de cine va câștiga, multe au tehnica în regiune, multe trebuie să le aducă din altă parte, cât durează aceasta, vom vedea, noi rămânem optimiști când mai vor fi lansate lucrările respective. Voiam să vă întreb de asemenea și despre proiectele de infrastructură locale. Deci spuneați că ar urma și drumurile din localități să fie reparate. Aici, de cele mai multe ori, autoritățile locale, primarii, consilierii din localități spun că niciodată nu le ajung bani pentru asemenea proiecte. Acum ce se va face? La fel, de unde vor veni aceste investiții pentru asemenea proiecte importante pentru localnici? Vreau să vă spun că banii nu au ajuns niciodată și nu vor ajunge nici anul acesta. Nu vor ajunge nici la anul și nu vor ajunge nu numai la noi, dar nu ajung nicăieri bani. Este important să-ți prioritizezi lucrurile, direcțiile. Deci anul acesta, vreau să remarc, dacă în 2019 fondul rutier a fost de 1,24 miliarde, anul acesta avem 2,7 miliarde. Fondul rutier, doar. Asta în afară de cele proiecte investiționale pentru drumuri naționale, cele separat merg. Deci, iată, toate aceste 2,7 miliarde, o parte merg la menținerea, întreținerea drumurilor, prin administrația de stat a drumurilor, dar mai mult de un miliard, ceea ce mai mult ca anul trecut, merg pentru drumurile regionale și locale. În afară de aceasta, în afară de această sumă, noi vom redirecționa pentru proiectul care se numea sau drumuri bune, adică pentru reparația unor străzi în localități, altă sumă. Deci, tocmai aceasta vrem să discutăm mâine cu primarii, să le explicăm procedura, care în linii mari va fi similară ca anul trecut. Autoritățile publice locale, însă și comunitățile, trebuie să determine în interiorul localității care sector vor să-l reabiliteze. Va fi deja al treilea an de implementare un asemenea program, o să alocăm acești bani, procedura deja este cunoscută și, după cum spuneam, mâine o să discutăm anume tehnica sau partea practică de implementare acestui proiect. Tot mâine ne-ați spus că veți discuta cu primarii din localități despre aprovizionarea unor localități cu apă, deci cu apeducte, cu rețele de canalizare și iluminat stradal, de asemenea, deci acest lucru l-auzim cumva mai nou este. Da, trebuie tuturor, dar mai nou ar fi un proiect inițiat de guvern la acest capitol. Deci, ce se întâmplă? Pentru că știm foarte bine, cel puțin Biroul Național de Statistică indică prin ultimele informații că 51% din localitățile din țară nu au o rețea de apeduct. Deci, majoritatea dintre ele sunt în nordul țării. De ce se întâmplă acest lucru și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm astfel încât până la finalul acestui an totuși să avem 100% localități cu apeducte și rețele de canalizare? Trebuie să fim realiști, până la finalul acestui an nu pot fi 100% de localități cu rețele de apă și canalizare, nu pot fi 100% iluminate, nu pot fi 100% asfaltate. Noi suntem oameni realiști, serioși și haideți să discutăm reșinii realități. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci lucrul acesta. Da? Treptat, se face totul. Aprovizionarea cu apă. Noi avem câteva proiecte majore pe teritoriul țării, inițiate mai de mult, dar care necesită o gestionare un pic mai eficientă, necesită alocări suplimentare de mijloace financiare. Săptămâna cealaltă m-am întâlnit cu primarii din Hâncești și Leova. Se implementează și acolo un proiect de aprovizionare cu apă lansat încă în 2013. A fost gestionat așa, din păcate, că a durat până acum, urmează să implementăm acest proiect, ori în lunga prutului, localitățile respective nu au apă efectiv. Nu au apă. O să-l implementăm, am discutat, o să mă deplasez peste câteva zile acolo, chiar în fața locului. Și proiecte de acest gen sunt o multitudine în Republica Moldova, lansate și gestionate, din păcate, ineficient. Noi avem apeductul Chișinău-Strășeni-Călăraș, care
urmează a fi finalizat și făcut așa ca apa să ajungă la cetățeni. Soroca Bălți, Sângerei, care trebuie extins până la Telenies, cel puțin acolo este deci aprovizionarea cu apa nordului țării. Sunt mai multe proiecte de acestea lansate. Este important să finalizăm lucrările pentru magistrale, dar și să conectăm localitățile. Nu este activitate pentru un an. Noi nu trebuie să umblăm cu, zicem, cu promisiuni de șarte. Dar dacă lucrez, implementez, ajungi la obiectivul dat. Da, dar suntem în anul 2020 totuși. Este straniu că unele localități nu sunt asigurate cu apă și rețele de canalizare. Și până la urmă oamenii ar fi gata să ofere bani, să influențeze cumva, să se miște lucrurile. Dar acest lucru nu se întâmplă. De ce? Lucrurile unde este? Nu se întâmplă se de la sine. Aceasta și este apelul guvernului și mâine o să-l reiterez în fața primarilor. Haideți să muncim împreună, să soluționăm problemele. Este posibil de investit masiv în infrastructură dacă gestionez proiectele așa cum trebuie. Dacă le gestionăm cum a fost până acum, un proiect simplu în linii mari, lansat în 2013, în Hâncești, iarăși fac remarcă, de vreo câteva ori s-au majorat costurile și nici până astăzi nu-i finalizat. Noi să-l finalizăm anul acesta. Hâncești, municipiu la 38-40 de kilometri, dacă nu mai aproape de Chișinău. Doar 30% din spațiul locativ este conectat la canalizare. Hâncești. De sate nici nu mai vorbim. Deci noi avem aici de muncă foarte mult, dar dacă nu facem, visurile noastre de a stopa exodul sau de a readuce cetățenii noștri în țară, rămân doar visuri. Nu mai vine omul dacă nu ai apă la robinet, nu ai canalizare și nu ai condiții care ar corespunde măcar secolului 20. Nici nu mai vorbesc de 21. Haideți să muncim în această direcție și totul se poate de făcut. Mai puțină politică, mai puține lozinci, mai puține promisiuni electorale și vedeți cum reușim. Dar pentru aceste proiecte, este în bugetul de stat prevede anumite resurse pentru ca să fie injectate cumva în aceste domenii despre care vorbeam acum? Avem sursele din fondul ecologic prevăzute pentru aprovizionarea cu apă. Contăm foarte mult pe sursele de pe extern. Săptămâna trecută ați urmărit proiectele lansate de Uniunea Europeană. De exemplu, la Cahul avem un proiect, în alte, și vreau iarăși pe această cale să mulțumesc partenerilor noștri de Uniunea Europeană pentru acest suport masiv. Deci sunt diferite surse de finanțare, dar vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. Noi greșim când considerăm că doar lipsa finanțelor a fost motivul stării acestea deplorabile în domeniul aprovizionării cu apă. Capacitatea noastră de a gestiona, de a implementa aceste proiecte eficient, este unul din motivele chiar mai important. Incapacitatea, poate. Incapacitatea, aș vrea să spun, da. Asta e mai corect. Am înțeles. Dacă tot ne vorbeați, făceați trimitere la partenerii de dezvoltare, iată că ieri ați avut o întâlnire cu președintele Băncii Euroasiatice de Dezvoltare, Andrei Iebelaninov. Ați vorbit despre intenția Republicii Moldova de a intra în lista asociațiilor BED. Cum au privit ei această inițiativă a autorităților din Republica Moldova și ce răspuns a oferit? La sfârșitul anului 2019 am semnat o scrisoare în adresa conducerii acestei bănci de dezvoltare euroasiatice, exprimând intenția de a intra în capitalul acestei bănci și a beneficia, bineînțeles, de resurse de la această bancă de dezvoltare. În paralel, ieri mi-a comunicat și președintele, domnul Belianinov, că în paralel cu noi a venit și scrisoarea din partea guvernului Ungariei să intre în capitalul acestei bănci. Acum îmi pare că sunt 5 sau 6 țări deja prezente în capitală. Am discutat mai multe aspecte. Este o procedură oarecare care trebuie urmată de fondatorii băncii respective pentru a accede acolo. Dar ieri noi am discutat chiar un proiect care poate fi implementat înainte de a obține statutul ăsta oficial de acționar a băncii. Da? Și este un proiect major cu un cost de aproape 50 de milioane de dolari, crearea unui agro-hub, așa numit agrocentru. Scopul sau obiectivul principal este de a asigura colectarea producției agricole din Republica Moldova cu exportul bine determinat spre Rusia. Deci companie rusească vrea să investească în acest obiectiv major, am înțeles că undeva precaută centrul Republicii, să colecteze produsele agricole din Republica Moldova și să le
exporte în rețeaua lor de comerț, am înțeles, ca în Federația Rusă, astfel încât să asigurăm o mai bună posibilitate pentru mărfurile noastre să acceadă pe piața Rusiei. Deci, cu aceasta a venit domnul Beleninov ieri să discutăm. Am spus că suntem disponibili, acordăm tot suportul. Investiția va fi, zicem, nu a statului, este vorba de un investitor privat care s-a adresat la această bancă pentru o posibilă finanțare. Noi vom continua eforturile de a intra în acționariatul, deci în structura acționarilor acestei bănci, ca să beneficiem și de suport financiar, inclusiv pentru produse, pentru proiecte investiționale. Dar acest obiectiv de agrohub pentru Centrul Republicii Moldova, vă asigur, va fi o bună posibilitate de a spori capacitatea noastră de export, anume a produselor agricole. Și acest investitor va face cumva o cooperare cu agricultorii de aici, din Republica Moldova, cu producătorii agricoli de aici, care va fi absolut necesar. Din câte mi-au spus, ei nu se vor ocupa cu agricultura, da? Ei vor face achiziții de la producători, ceea ce înseamnă contracte, avansări la începutul anului, deci comandă de produse, ei știu ce le trebuie pentru export, așa mi-au descris ei schema, dar așa și se face și nu este o inovație, asta sunt peste tot, sunt așa centre. Eu sper că odată cu implementarea acestui obiectiv, mai ales raioanele din centrul țării care suferă foarte mult la capitolul export, vor avea o posibilitate să-și sporească capacitatea de export. Dar iată, odată ce vom deveni cumva membri sau vom intra în lista asociațiilor BED, asta ar însemna că vom beneficia și de anumite credite, vom putea solicita credite din partea acestei instituții și vreau să vă întreb dacă condițiile vor fi cumva mai favorabile pentru Republica Moldova, comparativ cu alte instituții financiare la care apelăm de cele mai multe ori. Deci condițiile urmează să le discutăm de fiecare dată în parte, depinde de credit, de iarăși condiții, perioada de grație, pe câți ani, pentru care e destinația, sunt diferite condiții. Dar v-am spus, abordarea noastră, noi angajăm credite doar dacă nu sunt mai puțin favorabile decât cele care le angajăm, de exemplu, la Banca Mondială, alte instituții financiare internaționale. Acum, da, în general, obiectivul acestei bănci este de a finanța proiecte investiționale, în primul rând, la condiții care se negociază. Nu pot spune acum care condiții vor fi atunci când noi vom intra în această bancă. Rămânem pe această filieră euroasiatică și vreau să vă întreb dacă cumva aceste schimbări care se produc acum în Federația Rusă, mă refer la numirea unui nou premier, ar putea schimba cumva negocierile care au avut loc până acum între Republica Moldova și Federația Rusă pe anumite domenii. Eu nu cred că această cale care noi am început-o de restabilire relațiilor cu Federația Rusă poate fi cumva afectată de remanierile guvernamentale în această țară. Rămâne să vedem cine vor fi noi miniștri, cum vom discuta, dar nu cred că vor fi ceva modificări. Este important încă o dată de menționat că noi cu partea rusă, în primul rând, colaborăm pe partea economică. Acele acorduri pe care sau înțelegeri preliminare pe care le-am avut în cadrul vizitei mele la Moscova cu fostul prim-ministru al Rusiei, în ceea ce privește, de exemplu, extinderea termenului de la 1 ianuarie de livrare a produselor agricole în Federația Rusă fără taxe, deja este aprobat, am înțeles. Extinderea listei de mărfuri, categoriilor care pot fi exportate, a fost de asemenea, deja este înțelegere și înțeleg că se implementează. S-a implementat ceea ce ține de acordul cu gaze, noi am prelungit acel contract, autorizațiile pentru transport au fost oferite, deci noi pe partea economică comunicăm, colaborăm cu ei. Dar acel ajutor financiar despre care s-a discutat tot atunci în cadrul vizitei dumneavoastră? Nu vorbim de ajutor financiar. În general, noi nu vorbim de ajutoare financiare atunci când este vorba de credit. Credit este un produs a negocierii între doi parteneri, două părți. Acum se discută privind acest credit. Au fost inițiate aceste discuții încă cu fostul guvern, cu fostul ministru al finanțelor. Vedem cine va fi noul ministru. Astăzi trebuie să fie clar. Noi să continuăm discuțiile. Nu cred că vor fi
modificări în abordarea respectivă. Încă o dată reiterez, în cazul când nu ajungem la un numitor comun în ceea ce privește condițiile, atunci identificăm alte surse. Un alt subiect la care vrem anumite detalii se referă la mașinile transnistrene cu numere de înmatriculare transnistrene, deci începând cu 1 aprilie. Acestea nu vor putea trece frontiera cu Ucraina. Ce se întâmplă la acest capitol și care sunt soluțiile Chișinăului la acest subiect? Da, este un subiect așa discutat intens. Cunoașteți că cu 2 ani în urmă, îmi pare, sau un an jumătate în urmă, Chișinău a oferit cetățenilor noștri din Transnistria, care au automobile înmatriculate în regiunea respectivă, cu acele plăcuțe care nu sunt recunoscute nicăieri, noi am oferit posibilitatea ca ei să-și matriculeze mașinile obținând plăcuțe, așa, numere neutre, cum le spunem noi, care sunt convenite de noi cu internaționale, da, corespund convenției de la Viena. O bună parte din cetățeni s-au, zicem, conformat și au pus aceste, și au înregistrat mijloace de transport, au aplicat aceste plăcuțe, sunt însă mulți care nu au făcut acest lucru. Din discuțiile pe care le-am avut noi, inclusiv cu partea ucraineană, am înțeles că de la 1 aprilie nu vor avea acces, nu vor putea ieși cu aceste mașini. În această ordine de idei, noi am petrecut deci perioada aceasta de testare ca să nu poată ieși cu numele respective. Perioada s-a finalizat, ei continuă să circule cu numerele lor. Dacă de la 1 aprilie, într-adevăr, partea ucraineană va pune în aplicare această interdicție, vor fi probleme pentru cei care nu s-au conformat. În orice caz, autoritățile noastre, instituțiile noastre continuă să elibereze aceste numere neutre. Sper că cetățenii noștri din Transnistria au înțeles mesajul foarte bine, vor veni să-și preschimbe aceste plăcuțe de matriculare și atunci problemele o să decadă. Deci noi facem tot ce trebuie pentru cetățenii noștri care trăiesc în Transnistria. Alte speculații, inclusiv din partea autorităților, noi le privim doar ca speculații. Deci haideți să fim consecvență în acțiunile noastre, să facem tot ce e posibil pentru cetățenii noștri, indiferent pe care malul Nistrului locuiesc. Asta este abordarea noastră și vom face tot ce e posibil în această direcție. Dar veți încerca cumva să purtați discuții și cu partea ucrainană? La acest subiect. Deci în cazul în care până la 1 aprilie deci automobiliștii nu vor reuși să-și schimbe aceste plăcuțe de înmatriculare. Cu partea ucraineană noi avem o listă întreagă de subiecte pentru a fi discutate. O să vedem, iarăși, cum a decurs în perioada aceasta, ianuarie-aprilie, perioada de, zicem, procesul ăsta de eliberare a plăcuților. Rămâne discutată. Deci, la această etapă, eu cred că nu este motiv de a discuta cu partea ucraineană să-și schimbe planurile, dacă ele au rămas așa cum le-am discutat în noiembrie încă cu domnul prim-ministru. Vă spuneam încă la începutul acestei emisiuni că vreau să discutăm pe marginea mai multor subiecte și iată că unul dintre ele vine de la Ministerul Afacerilor Interne, care de unde vin, zilnic vin informații referitori la infracțiuni și crime destul de grave. Deci avem acel tânăr care a fost omorât în bătaie în noaptea dintre ani, acel tânăr care a fost împușcat de un ofițer, dar și de un copil care a omorât un alt copil. Ce se întâmplă de fapt și ce ar trebui să facem întreaga societate, dar și autoritățile, ce acțiuni ar trebui să întreprindă pentru ca aceste lucruri să fie stopate până la urmă sau cel puțin să fie monitorizate și cumva prevenite? Subiectul criminalității, bineînțeles, este pe agenda și a societății și a noastră. No, chiar astăzi dimineața am avut ședința Consiliului Suprem de Securitate unde am discutat acest subiect. Este clar că fenomenul criminalității reflectă și starea în care s-a aflat societatea. Da? Acele involuții pe care le-am avut noi ultimii 20 de ani, atunci când educația copiilor a fost lăsată pe seama străzii în linii mari, avem mulți părinți plecați, mulți copii nici nu de familii monoparentale au fost educați, dar au rămas în cel mai bun caz sub educația bunicilor. Școala s-a autoexclus din educație, în linii mari. Da? Deci noi avem o generație de tineri care în linii mari nu au fost educați așa cum este normal. De aceea și criminalitatea juvenilă este la o asemenea nivel. Cum ați spus dumneavoastră, este necesar
să conjugăm eforturile atât autoritățile cât și societatea. În cadrul ședinței Guvernului de săptămâna precedentă, am cerut Ministerului Afacerilor Interne și altor instituții ca într-un timp foarte scurt, maxim într-o lună, să vină cu un program de restabilire a Institutului Polițistului de Sector. Din 2009 încoace, toate reformele poliției au dus la ceea că poliția a pierdut contactul cu populația. Noi nu avem polițiști de sector în sate întregi. Avem un polițist la 3 sate sau... Chiar astăzi discutam la ședința Consiliului că numărul de cetățeni acoperit actualmente de un sectorist este de 4-5 ori mai mare decât era până în 2009. Nu este contactul cu cetățenii, nu se discută cu tinerii, polițiștii nu cunosc, zicem, teritoriul de care răspund, dar așa practică nu este nicăieri. Deci polițistul de sector trebuie să cunoască absolut fiecare cetățean care trăiește pe sectorul de care el răspunde. Noi nu avem acum acest institut, în linii mari el este distrus. Noi vrem acum să-l restabilim rapid, să angajăm oameni ca fiecare sat să aibă o persoană, un polițist care, cum am spus, cunoaște tot cu ce trăiește, ce gânduri are tânărul sau orice cetățean. Bineînțeles, avem nevoie și de suportul autorităților publice locale și a primarilor, și asta mâine tot o să discutăm. Deci, pentru că la etapa de prevenție trebuie, în primul rând, de lucrat. Deja pe urmă, post factum, când s-au întâmplat aceste crime, bineînțeles, poliția o să investigheze, dar aceasta nu stopează din fenomen. Noi trebuie să lucrăm concertat la toate etapele. Școală, societate, poliție, presă, pentru că vorbeam și înainte de emisiune, noi toate emisiunile se încep noutăți de la cele mai rele lucruri, de la crime, nu vine nimic cu educația. Pentru nu. Că asta se întâmplă, se întâmplă, nu trebuie de ascuns lucrurile astea, dar trebuie să vinem și cu emisiuni de educare a societății, a tinerilor. Bineînțeles, trebuie să sporim eforturile noastre de creare a infrastructurii sportive, de exemplu, da, de atras în diferite activități extrașcolare. Și aici mizăm foarte mult, încă o dată, și pe autoritățile publice locale, și pe educație. Mizăm, încă o dată, ca să concluzionez, foarte mult, mizăm pe restabilirea Institutului Polițistului Sector. Vom avea om din organele statului, din poliție, care va cunoaște, ne va cunoaște pe fiecare din noi, ce planuri avem, ce facem, muncim sau nu. Ne place, nu ne place, aceasta este o experiență și în Europa, ca să nu facem trimiteri la perioada sovietică, da? Deci asta este este o abordare normală și aceasta vom face. Cazurile cele mai recente, când copilaș de 14 ani deci face așa lucru pentru cu alt copil, deci eu vă spun, asta e un lucru absolut tragic, dar este un rezultat al tuturor noi, a evoluției, involuției, mai bine spus, societății sau stării de lucru în Republica Moldova în ultimii 20 de ani. Haideți acum să ne concentrăm, haideți să facem lucru în comun ca să soluționăm această problemă. Dar a spus și dumneavoastră că acest polițist de sector va avea de îndeplinit mai multe funcții, deci va avea multe atribuții și extrem de importante în societate. Vor fi motivați cumva prin salarii ca aceștia să poată să îndeplinească toate cerințele cetățenilor din localitățile respective? Sigur, când vorbeam de cel program de restabilire a instituției, acolo prevede și motivarea și înzestrarea tehnică, pentru că un polițist la 4 sate, fără mașină, fără un spațiu într-o primărie unde se invită tinerii să discute cu ei și nu doar tinerii, da? Nu pot să aștepți eficiență. Bineînțeles, este vorba și de salarii. O să identificăm mijloace și o să alocăm aceste salarii, pentru că altfel nu se poate. Discuții vorbeați că, sau programele acestea complexe vor continua și în școli, deci în instituțiile mass media, deci ați făcut o recomandare de acest fel. Cum altfel va trebui de acționat? Spuneați despre implicarea copiilor în diferite activități extrașcolare. Ei bine, de cele mai multe ori acestea sunt contraplată și cum ar trebui să intervină statul la acest capitol? Poate să fie gratuite, să fie anumite centre care vor putea să suplinească aceste condiții și să-i primească pe copii acolo unde vor avea anumite lucruri de făcut și nu doar telefoane sau gadgeturi vor fi pe mâinile lor. Da, vor fi multe contraplată, dar marea majoritate nu e neapărat să fie contraplată. Noi avem școli care trebuie să revină la practica bună de petrecerea orelor de educație, cercurilor extracurriculare, extrașcolare,
Avem programul ăsta de construcția a terenurilor sportive care se lansează. Deci nu neapărat să fie contraplată. Deci, toate aceste lucruri se poate făcut. Chiar azi am avut ședința Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. Am discutat inclusiv cu partenerii străini în această direcție. Așteptăm și suportul lor. Ne-au asigurat că va fi și acest suport. Dar aveți dreptate, este necesar să acționăm în complex, nu doar cu măsuri de, zicem, constrângere, dar și de educație, de sporirea sau de dezvoltarea infrastructurii astea sportive, ca copiii, în afara orelor de studii, să fie ocupați cu lucruri bune. Nu să-i lăsăm în voia soartei, să-i lăsăm pe la baruri și alte ocupații de acest gen. Și apropo, astăzi, în cadrul Consiliului Suprem Securitate, s-a discutat și despre consumul excesiv de alcool, pentru că 80 ceva de procente din crime sunt săvârșite de persoane aflate în stare de ebrietate. Aici tot trebuie să ne gândim ce facem și cum facem, mai ales pentru tineri. Dar ca să-l rupi, mă scuzați, de la pahar, trebuie să-i ofere alternativă. Trebuie să aibă ocupație. Aceasta este abordarea, care trebuie să aibă o societate care privește pragmatic la lucruri, iar nu se uită politic la aceste momente. Haideți să muncim împreună. Ați spus despre faptul că i-ați cerut Ministrului Afacerilor Interne să pregătească un plan de acțiuni care va fi implementat, deci, pe parcursul următoarelor săptămâni. Când va fi schimbată această legislație cu privire la polițistul, de revenirea polițistului pe sector, deci în toate localitățile din țară? Când anume și când va începe propriu-zis să intre în funcție? Programul respectiv, Ministerul Afacerilor Interne are termen pentru elaborarea acestui program maxim o lună, adică undeva către 10 deja februarie el trebuie să fie și aici vor fi și măsurile legislative. Pentru că discutam astăzi, polițistul practic nu are posibilitatea să-l pedepsească administrativ pe un răufăcător acum. Da? Acele proceduri de penalizare când erau 15 suci pentru încălcări, acum teoretic, nu, deci în mod practic nu le poți aplica. Pentru că atâtea momente birocratice, trebuie zeci de documente să le elaborezi pentru ca să faci acest lucru. Sunt multe modificări în acte normative care trebuie implementate, ele se vor regăsi în acel plan de acțiuni. Dar este clar că trebuie să acționăm rapid și încă o dată, cu toții împreună, și școală, și societate, și biserică, dacă vreți, bineînțeles, instituțiile statului, media, presa am în vedere, doar așa putem împreună să facem. Vreau să vă întreb și despre aeroportul internațional Chișinău. Deci autoritățile au anunțat deja că se dorește rezilierea acelui contract de concesionare, întrucât au fost comise anumite încălcări. Dar de cealaltă parte, iată că noul beneficiar al Avia Invest, Andrei Gonciarenco, a declarat printr-un comunicat de presă, citez, orice acțiune ale oficialilor care contravin deciziilor judecătorești urmăresc scopuri publiste, vor avea urmări juridice și vor fi atacate în instanțele internaționale. Provoacă uimire decizia autorităților de a iniția un litigiu care îl vizează pe un investitor dintr-o țară prietenă. Aceasta a fost declarația lui și iată că spune că va acționa în judecată toate încercările autorităților de a rezilia acest contract. Cum vedeți acțiunile dânsului? Declarația unor persoane interpuse, îl numiți investitor, nu așa s-a schimbat. Așa se numește el. El am se citat. Numește, ok. Mulți se numesc, se auto, zicem, intitulează, da? Nu merită atenție asemenea declarații, astea sunt PR ieftin. Nu s-a schimbat nimic în structura beneficiarelor acestui contract de concesionare. Este aceeași persoană care a fost. Încearcă piruietele astea, ba îl aduce pe Rothschild, ba îl aduce pe un rus, ba pe un nu știu cine acolo. Nu s-a schimbat nimic. Cu atât mai mult, remarcă, Guvernul Republicii Moldova. Vă referiți la Ilan Șor. Da, acum. Guvernul Republicii Moldova nu are relații cu compania din Cipru, din offshore, care este proprietar a unei părți de capital din Avia Invest. Guvernul are contract cu Avia Invest. Ce face Cipru, ce face alte zone offshore, ce fac ei acolo între ei, asta așa, nu este important. Noi nu avem relații cu Gonciarenco, cu Rothschild sau nu știu cu cine. Este persoană juridică, compania Avia Invest înregistrată în Republica Moldova. Capitalul căreia este pus sechestru de către procuratură, ei nu pot opera modificări în acest capital. Deci nu ne interesează ce fac ei în Cipru.
ce declară, că nu știu ce acolo, că are planuri mărețe de investiții, ce l-a încurcat până acum să investească, să respecte acel contract de investiții, pentru că, spuneam, Agenția de Proprietății Publice a făcut auditul, face și avem datele preliminare că ei nu și-au îndeplinit angajamentele de investiții. Și aceasta este o posibilitate de a merge spre reziliere contractului. Spuneam, este un proces îndelungat. Ei s-au îngrijit în 2013 împreună cu prietenii lor din guvern să facă așa un contract ca guvernul practic să nu aibă posibilitatea să-l rezilieze. Dar acum ne dau temei pentru că nu au făcut investițiile. Rămâne să parcurgem o cale lungă, dar noi nu ne împăcăm cu gândul că aeroportul, unicul aeroport la această etapă internațional din Chișinău să fie monopolist, așa, să aplice taxa care cel puțin de două ori mai mare ca în Europa și în regiune, să se simtă ei bine în Cipru, acolo sau unde sunt, și să creadă că pot prosti o națiune întreagă. Nu atrageți atenție la declarațiile persoanelor interpuse. Nu pierdeți timp. Bine, dar vrem acțiuni până la urmă, așa cum spuneți, că nu trebuie să îi luăm în vedere. Totuși, ei sunt acolo, ei fac jocul la aeroportul internațional Chișinău și ei îl conduc. Nu pierdeți etierul, timpul etierului pentru persoane interpuse. Este compania Avinvest, care are contract cu guvernul, ei nu își respectă. Vreau să știu cât de repede vom avea finalitate pe acest caz. După cum am spus, către 3 februarie o să finalizăm procesul ăsta de evaluare a îndeplinirii de către această companie angajamentul. Mai departe o să procedem sau o să acționăm respectând legislația inclusiv internațională, pentru că dacă faci niște pași greșiți, într-adevăr, poți fi taxat. Noi considerăm că avem motive de reziliere contractului. O să parcurgem toate aceste etape, dar nu lăsăm situația așa cum este. Așa, următoarele minute sau puținele minute care ne-au mai rămas le vom utiliza și pentru alte subiecte. Deci, de această dată mă voi referi la scumpirile de la început de an, scumpirile la biletele pentru călătoriile interurbane. Deci, iată că societatea a fost împărțită în două tabere la acest capitol, deci transportatorii au fost cei mulțumiți, oamenii sau o bună parte dintre aceștia călătorii nemulțumiți de noile tarife pentru majorate pentru a circula dintr-un punct în altul. Vreau să ne ziceți ce argumente au avut transportatorii pentru a fi majorate aceste tarife. După cum cunoașteți, solicitările și cererile astea chiar insistente a transportatorilor de a majora tarifele nu sunt de anul ăsta, nu sunt de anul trecut. Ele au început încă în 2008, când au venit la guvern cu solicitarea de a majora tarifele. Din 2008 s-au discutat, în 2013 au fost majorate cu 6 bănuți față de 2008. Ei au mers în instanța de judecată, au obligat guvernul să majoreze aceste tarife. Guvernul nu s-a conformat. Nici guvernul nu respectă, din păcate, legislația. Așa a fost. Din 2013 până în 2020, tarifele la transport, la călătoriile interurbane, nu au fost ajustate. Din 2013 până acum, și cu aceasta au venit transportatorii la sfârșitul anului trecut, când au anunțat și grevă și chiar au făcut grevă, au venit cu argumentare. Cu cât a crescut prețurile la carburanți atunci, cu cât au crescut prețurile la piesele de schimb, cu cât a crescut salariile în Republica Moldova, pentru că acolo sunt oameni, toți sunt cetățeni, care au familii, care trebuie să scoară la 4 dimineața, trebuie să fie om, zicem, care alimentat bine, odihnit, da? Deci acolo toți sunt oameni, toți sunt cetățenii Republicii Moldova. Iată, i-au venit cu argumentele astea și au arătat cât trebuie să fie tariful. Au venit cu 90 ceva de bani. Partea guvernului a discutat cu ei, am argumentat și majorarea a fost cu 12 bani, de la 48 la 60, pentru prima categorie. Eu înțeleg, este firește că nu-ți place când cresc prețurile, dar noi suntem în economie de piață, noi avem nevoie de această ramură a transportului, pentru că alternativa era doar una, fie grevă permanentă, dar aceasta nu cel mai tare ne îngrijora pe noi. Era pur și simplu stoparea activității acestei ramuri. Cu ce aveau să se deplaseze cetățenii? Asta e prima. Doi, guvernul nu a cedat, guvernul a luat o decizie care vine să asigure activitatea unei ramuri a economiei. Aceasta este responsabilitatea guvernului. Pot fi blamat, pot fi criticat, dar eu nu merg pe acțiuni populiste,
cu riscul de a pierde economia Republicii Moldova. Că dacă mergem așa, punem prețurile pe 50 de ani înainte și haideți să revenim la comunism. Pare o acțiune mai mult a unui guvern liberal până la urmă, dacă ai venit în... Puteți să-l numiți guvernul cum doriți. Inițial ne numeam tehnocrat, cred că așa și rămânem. Noi nu ne gândim la faptul că sunt alegeri azi sau mâine. Deci dacă mergem pe această mentalitate, ajungem exact unde suntem. La dezastru. Luăm decizii asumate, indiferent dacă plac sau nu plac. Nu ne place când medicul face o intervenție chirurgicală, dar ea trebuie. Așa și aici. Plus la toate, transportatorilor li s-a cerut, în schimb, să facă și unele măsuri care se cer în modul normal. Către 1 februarie ei trebuie să-și acrediteze mijloacele de transport de această categorie, prima categorie. Acele mijloace de transport care nu vor corespunde cerințelor vor fi excluse de pe piață. Deci noi suntem în permanentă discuție cu acești transportatori, dar vă spun, noi nu mergem pe distrugerea economiei din cauza populismului sau altor, sau riscului că ia decizii nepopulare. Asta este. Și atât tot o scumpire care la fel a strânit nemulțumirea cetățenilor a fost scumpirea la carburanții. Și dacă tot dumneavoastră spuneați că, uite, produsele petroliere nu cresc în grădinile din Republica Moldova, iată că la noi în grădinile din țară cresc legume și fructe, dar și la acest capitol s-au atestat scumpiri. De ce se întâmplă acest lucru și cum ar trebui să reglementăm? Pentru că, așa cum spunea și șeful statului, există un mecanism de reglementare a prețurilor și pentru ca acestea să fie justificate. Creșterea prețurilor la carburant se întâmplă obligatoriu în fiecare lună ianuarie a anului, cunoașteți acest lucru, în fiecare an sunt ajustate accizele la carburanți. Este un angajament asumat de Republica Moldova în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană în 2014. Acolo avem la acest capitol ajustarea accizelor două poziții. Carburanții trebuie să ajungă într-o perioadă până în 2025 la nivelul accizelor din Uniunea Europeană și la produsele tutungerie. Astea le lăsăm deoparte, da? Deci, în primul rând, aceasta este un angajament a Republicii Moldova, în al doilea rând, și apropo, ele se ajustează la nivelul inflației, da? Deci, componenta accizului deja influențează. Plus la toate, revin la ceea ce a spus, noi suntem țară importatoare a produselor petroliere și suntem totalmente dependenți de fluctuațiile cotațiilor la petrol pe piețele internaționale. De câte ori s-au modificat prețurile la petrol anul trecut, cred că nu trebuie să vă amintesc, anul acesta s-au majorat în ianuarie din cauza acestor fluctuații. De ce se majorează prețurile la legume în Republica Moldova? Pot să vă spun. Din păcate, avem probleme în producerea agricolă. Noi suntem țară importatoare de produse agricole. Iată, am ajuns la așa o situație. Este grav. Este grav. De ce trebuie să ne îngrijim de agricultură, să subvenționăm cum se cade, să organizăm lucrurile ca să nu aducem iarăși același renumit pătrunjel din Turcia sau din China, nu știu, ne ducem, da? Eu am rugat colegii acum să-mi facă o analiză pe primele 10 poziții de produse alimentare care noi le importăm. 2 miliarde de lei noi importăm produse agricole alimentare. Aceasta este situația care trebuie să o gestionăm și să schimbăm lucrurile. Mecanismul de monitorizare a prețurilor. Statul nu stabilește prețurile. Da, sunt o categorie de tarife care sunt reglementate de Agenția Națională de Reglementare Energetică. Apropo, prețurile la carburanți nu intră acolo. Prin modificările în lege petrecute cu ceva timp în urmă, nu de noi, aceste prețuri sunt stabilite de operatori, de agenții economice. Noi am creat în cadrul Guvernului acum un grup de lucru de monitorizare a evoluțiilor prețurilor. Acolo unde vedem că prețurile se vor schimba, se vor majora neîntemeiat, vom interveni. Instrumentul care este în arsenalul statului este Consiliul de Concurență, să vedem dacă nu a fost acțiune concertată, dar în alte cazuri este economie de piață, agenții economici stabilesc prețurile în funcție de cerere și ofertă, de costuri, noi trebuie să facem așa ca pe piața noastră să fie ofertă suficientă, să nu fie create deficite artificiale, cum a fost, de exemplu, în aprilie anul trecut la cartofi, vă amintiți? Creșterea majoră. Noi, anume cu aceasta se va ocupa această comisie, acest grup de lucru, să nu admită crearea deficitului artificial. Pentru că de multe ori și aceste
scheme, să le zic, aduc la creșterea neîntemeiată a prețului. Voiam să vă întreb care va fi prima vizită din acest an într-o țară străină a dumneavoastră oficială. Prima vizită într-o țară străină va fi chiar săptămâna viitoare. Voi merge în Polonia. Zilele de comemorare Holocaustului, este invitația părții polonieze, voi participa. Bineînțeles, am deja și stabilit câteva discuții cu oficialii europeni, cu omologi din alte state. Vom avea o agendă externă intensă zilele următoare, așteptăm și vizite în Republica Moldova a partenerilor europeni. După aceasta, pe 30-31 ianuarie, voi zbura în Kazakhstan, unde va fi un forum internațional economic pe baza Uniunii Economice Euroasiatice, unde Republica Moldova este observator. Noi avem bun potențial, enorm potențial de dezvoltare a sectorului tehnologiilor informaționale. Iată, acest forum va fi dedicat acestei tematici. O să încercăm să atragem investitori suplimentari în Republica Moldova. Deja mai departe o să vedem care va fi agenda deplasărilor. În România aveți planificată vreo vizită? La această etapă nu am planificat nicio vizită. Vizitele se fac în urma invitațiilor, până când nu avem invitații de la partenerii noștri din România, discutăm. Apropo de România, în condițiile în care statul român este principalul partener de dezvoltare a Republicii Moldova, deci chiar nu vă privește ce îl interesează pe liderul de la Cotroceni? Nu trebuie de rupt relația din context. Eu am spus că pe mine mă interesează în primul rând opinia cetățenilor noștri. Declarațiile politicienilor mai puțin mă interesează, mai ales dacă sunt făcute în contexte electorale. Cunoașteți, în România vor fi alegeri anul acesta. Sunt diferite, zicem, încercări de a discuta în așa mod. Noi ne căutăm de treabă. Relațiile Republicii Moldova și României sunt foarte bune. Am declarat și cu alte ocazii că am ajuns la o asemenea etapă când, indiferent de ce fac politicienii din Chișinău sau București, aceste relații deja nu mai pot fi deteriorate, pentru că la un asemenea nivel de, zicem, de cooperare, integrare economică, culturală am ajuns, că nicio strategie electorală nu mai poate afecta aceste relații. Și vă spun sincer, sunt foarte fericit. Cum comentați rezultatele controalelor la Procuratura Anticorupție? Iată că a rezultat sau la final și Procurorul General Alexandru Stoianoglu a venit cu un raport și a adus în fața publicului mai multe carențe, de fapt, ale sistemului. Eu prefer să nu fac ingerință în activitățile sistemului justiției. Ieri am înțeles că a fost această conferință de presă, dar exact atunci mă întâlneam cu grupul de experți ai Consiliului Europei, pe care i-am invitat să ne acorde suportul și expertiza în promovarea reformei justiției. Au venit la invitația noastră după ce eu am făcut vizita la Strasburg și m-am întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei. Exact la acea etapă discutam. Am înțeles că au fost prezentate niște rezultate acestor verificări. Situația este dezastruoasă, din păcate. S-au confirmat temerile noastre că aceste două procuraturi specializate s-au preocupat în primul rând de șantaj, de presiune asupra business-ului, de preluări de afaceri și alte lucruri care nu pot încăpea, nu pot fi acceptate într-un stat care vrea să se dezvolte. Eu am toată convingerea că noua conducere a Procuraturii va face ordine. Și dacă este necesar suport din partea Guvernului, noi o să-l acordăm. Eu am avut o discuție săptămâna trecută cu Procurorul General. L-am întrebat ce suport este necesar pentru această instituție a statului foarte importantă, ca ei să-și desfășoare activitatea normală. Va trebui de alocat suport, fie sub formă de asistență, zicem, bază tehnică, materială sau financiară, noi o să discutăm, dar este clar că această structură trebuie să muncească pentru cetățeni, nu pentru procurori. Dar ce așteptări aveți de la reevaluarea judecătorilor, iată, care va avea loc în curând, dar foarte scurt? Evaluarea, mai bine spus, a judecătorilor este un element din această strategie de reformă a justiției, pe care am discutat-o și ieri și astăzi cu experții. Acest pachet, după cum am declarat astăzi, de reforme va fi scos la consultare publică cu toți
zicem, actori importanți și politici, și societate civilă, dar și cu profesioniștii din sistem, urmează să avem o înțelegere comună asupra acestui pachet. Ulterior vom avea opinia Comisiei de la Veneția, vom opera modificările legislative și atunci când avem totul finalizat, vom procede la evaluare. Domnule prim-ministru, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm la noi în studio. Vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Eu aștept și joi, tot aici, la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. Numai bine!